vă anunț că la începutul ședinței de astăzi și-au înregistrat prezența 90 de deputați. Proiect de lege cu privire la ajutorul social. Prezintă Guvernul, secretar de stat, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, domnul Vasile Cușcă. Proiectul de lege a fost elaborat în scopul sporirii protecției sociale a familiilor defavorizate în sezonul rece a anului, în contextul majorării tarifelor la utilități. Aici vorbim de gaze, energie termică, lemne, cărbune. Prima întrebare, domnul Burduja, vă rog. Omul muncește o viață, își procură un televizor și el din cauza televizorului, pe urmă, nu poate să primească acest ajutor. Televizorul sau alte bunuri nu este un impediment pentru a beneficia de ajutor pentru perioada rece anului. Domnul Perciun, următoarea întrebare, vă rog. De principiu, pragul de 3100 de lei înseamnă că pentru ajutorul pentru perioada rece anului, teoretic, dacă corespund și celorlalți criterii, se califică mai mult de 80% din toți pensionarii acestei țări, care pot merge, depune această cerere la asistență social și beneficia de acest ajutor. Următoarea întrebare, doamna Bodnarenko, vă rog. Никак не получается, даже из 300 тысяч семей, никак не получается 80% пенсионеров. Все-таки исключите из этого перечня телевизоры, потому что как же без телевизоров наши сограждане будут знать, что они уже живут в хороших временах? Бициклета, фрижидеру, televizorul nu este un impediment în a beneficia de ajutorul pentru perioada rece a anului. Următoarea întrebare, domnul Vasile Bole, vă rog. Eu să înțeleg că acei beneficiari care până acum au beneficiat de aceste ajutoare, care sunt deja în registrele sau în baza de date din sistemul dumneavoastră, ei în continuare vor primi numai că alocația majorată. Da. Iar cei care potențial noi bine. Da, potențial. Deci ei vor trebui să depună cerere, da, să se facă ancheta socială în format nou despre ceea ce dumneavoastră ați vorbit. Și mai târziu ei vor primi, dar cu condiția că de la 1 noiembrie. Așa este. Da. Profit de ocazie să vă mulțumesc pentru insistența de a explica lucrurile, dar îmi pare rău că în paralel o televiziune din holdingul dumneavoastră. Da. O trântit deja o minciună despre ceea ce discutăm noi acum. O rugăminte foarte mare la dumneavoastră. Nu? Când vorbește deputatul, nu comentați, vă rog. Sau deputatul că nu vorbe, că n-am spus despre minciuna de la holdingul dumneavoastră. Eu doamnă. Următoarea întrebare, domnul Frunze. Care sunt categoriile sociale care vor beneficia de perioada rece a anului? În mare parte sunt beneficiari familii cu mulți copii, familiile în care sunt persoane cu dizabilități, familiile în care sunt șomeri, familiile în care sunt pensionari cu venituri mici. Rog, inițiem procedura de vot. Lectura întâi, votat de 86 deputați. Următorul proiect de lege pentru modificare legii bugetului de stat pe anul 2021. Prezintă domnul Budeanschi, ministrul finanțelor. Pe partea de venituri se propun a fi majorate cu 767,8 milioane lei, care sunt compuse din trei componente, din majorarea veniturilor din TVA, 700 de milioane, 556,4 milioane este suma adăugătoare care a venit de la Banca Națională din profitul realizat de către Banca Națională și granturi voluntare, cea mai mare pondere, 10,8 milioane, fiind ca rezultat a memorandumului între Regatul Marii Britanii și Irlandei din Nord și Republica Moldova. Prima întrebare, domnul Burduja. Noi, atunci când a fost aprobată situația excepțională, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat 1,7 miliarde lei pentru compania Energocom, ceea ce ține de criza gazelor naturale, situații care ne-am pomenit până în moment. Însă avem un moment consumat. De ce 1,39 miliarde lei nu sunt dați cetățenilor pentru compensare? Dar pentru ce lăsăm banii ăștia acolo la Energocom? Explicați-ne. Criza energetică nu s-a consumat odată cu semnarea acestui contract. Acești bani sunt în buget, ei n-au dispărut nicăieri. Deci nu trebuie să-i întoarcem nicăieri, ei sunt pe loc, acolo unde și-au fost. Următoarea întrebare, domnul Mudreag, vă rog. Acumulările acelea ori 700 de milioane care au loc la cont, din contul la TVA, asta este pentru că au crescut importurile
în defavoarea producătorilor autohtoni. Apare o simplă întrebare. Acel prejudiciu care a dus de calamitățile naturale și pentru compensare de 51,3 milioane, vin cu întrebare așa, ar fi creștinești dintre acele 280 de milioane care e diferența, să le dăm la agricultori, să le compensăm? Eu aș încuraja totuși să și agricultorii și cetățenii Republicii Moldova să apeleze și la un alt instrument, dacă vrem totuși mergem înainte, la instrumentul de asigurare. Pe data de 3 decembrie, nu știu de ce, dar aveți altă viziune când își dă tractoarele în față. Că trebuie compensat, trebuie de dat, trebuie de strunut, trebuie ajutat. Și nu vorbiți atunci de asigurări. Proiect de lege pentru modificarea legii bugetului de stat 2021 votat de 58 de deputați. Proiect de lege pentru ratificarea acordului dintre Republica Moldova și Republica Italiană. Îl invit pe domnul secretar de stat Vasile Cușcă. Scopul acordului este de a asigura dreptul la pensii și portabilitatea acesteia pentru persoanele care desfășoară sau au desfășurat activitate de muncă în Republica Moldova și sau în Republica Italiană. Votat de 83 de deputați. Următorul proiect. Scopul acordului este de a asigura dreptul la pensii și portabilitatea acestuia pentru persoanele care desfășoară sau au desfășurat activitate de muncă în Republica Moldova și sau în Republica Elenă. Votat de 82 de deputați. Vă mulțumesc. Următorul proiect, proiectul de lege privind compensarea cheltuielilor pentru consumul gazelor naturale, energiei termice în perioada rece a anului. Domn Perciun, vă rog. Acest proiect de lege care vine cu compensarea în factură pentru toți consumatorii de gaze naturale și energie termică, indiferent de profilul socioeconomic a acestora. Și ea va funcționa în felul următor. Deci pentru primii 50 de metri cubi de gaze consumați, statul va compensa 4,3 lei din tariful majorat. Pentru următorii 100 de metri cubi consumați, tariful va fi compensat cu 50%, majorarea tarifului va fi compensată cu 50%. Domnul Smirnov. Это есть эксперимент над людьми. Что такое одна гигакалория? Это однокомнатная квартира в месяц. Это двухкомнатная квартира. Am ajuns în situația în care am ajuns în luna octombrie, în septembrie-octombrie, ca urmare la 30 de ani în care guvernările noastre nu și-au făcut tema pe acasă și nu au avut înțelepciunea să se pregătească de negocieri complicate cu un monopolist. Următoarea întrebare, doamna Sibova, vă rog. Colegii m-au informat că domnul Radu Marian locuiește într-o locuință unde toate serviciile sunt achitate de către organizațiile obștești. Acum, direct, eu întreb, e corect sau nu? Da, eu sunt curios, dar nu vă informat nimic, aveți colegi în fracțiune care au obținut... Domnul Marian, aveți nevoie de drept la replică? Nu vă informat. Eu nu știu ne-ați luat unde eu trăiesc, deci eu stau la chirie. Eu am plătit și plătesc în continuare factura la gaz, așa cum plătesc toți cetățenii Republicii Moldova. Următoarea întrebare, doamna Manic. Casele de lux care au fost încălzite, așa vor fi în continuare încălzite de către dumneavoastră și de către alții care nu au nevoie de aceste compensații. Nu ne gândim la altă pătură, la pătura social vulnerabilă. Mie îmi creează o impresie că voi, odată venind la guvernare, pur și simplu ați schimbat denumirea țării. Din Republica Moldova ați scris acolo Titanic. Următorul vorbitor, domnul Alaiba. Este o vorbă în popor, grăiești ca să nu taci. Stăm aici despicați pe un patru, vorbiți în dodi, aiure de tot. Săptămâna trecută cu un autobuz, o oră de vreme ne-am fățăit ca să, până la urmă, să-l trecem numai în prima lectură. Un autobuz. Vreți cifre, oameni buni, vreți cifre? Vă dau și eu o cifră. 1 milion de lei... Asta-i bugetul Parlamentului în fiecare zi. În fiecare zi noi consumăm 1 milion de lei din banii cetățeanului. Noi toți împreună. Și această instituție există ca să iei decizii, ca să ajute oamenii, să-i protejeze și să iei decizii rapid și eficient. Nu să batem câmpii în dodi. Se supune votului lectura întâi proiect de lege privind compensarea cheltuielilor pentru consumul gazelor naturale, votat de 83 de deputați. Stimați colegi, următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind raportul de evaluare a activității Centrului Național Anticorupție pentru perioada ianuarie 2016-septembrie 2021. Prezintă doamna Stamate.
Activitatea CNA pentru perioada anilor 2016-2021 a fost nesatisfăcătoare în prevenirea și combaterea corupției. CNA nu a fost independent în activitatea sa, iar conducerea centrului din această perioadă nu a organizat și nu a asigurat aplicarea legislației anticorupție într-o manieră eficientă. În nicio schemă de corupție nu s-a ajuns la investigarea funcționarilor publici de rang înalt și expedierea lor în instanța de judecată pentru acte de corupție. Recomandările raportului de evaluare sunt următoarele. A propune revocarea din funcția directorului Centrului Național Anticorupție, domnul Ruslan Flocea, pe motiv de constatare în rezultatul controlului parlamentar efectuat a unei activități nesatisfăcătoare în domeniul prevenirii și combaterii corupției, a actelor conexe corupției și a faptelor de comportament corupțional. A solicitat Ministerului Justiției inițierea procedurilor necesare în vederea structurării și reformării Centrului Național Anticorupție, inclusiv a Procuraturii Anticorupției, cu limitarea competențelor acestora exclusiv la marea corupție și asigurarea independenței necesare pentru a investiga dosarele de mare corupție. Scopul acestor evaluări este unul foarte simplu, acapararea acestor instituții. Ei nu au găsit altceva decât să găsească un mecanism prin care se trucheze, să spună că tot ceea ce au făcut cei care au lucrat în diferite instituții este rău. Următorul vorbitor, domnul Cheptănar Adrian. Acest individ este cunoscut în, sau poreclit în interiorul CNA drept oligarhul. Mi s-a spus că ofițerii cinstiți îl cunosc ca pe cel mai corupt ofițer din cadrul instituției, pe nume Ghena Tănas. Acest individ este, stimați colegi, milionar în euro. El deține sute de terenuri agricole, construcții comerciale, apartamente și case în proprietate, înregistrate pe numele părinților, fratelui și altor interpuși și chiar pe nume propriu. M-ați intrigat foarte mult. Cine e acest Ghena? Eu chiar presa cred că o să ne ajute. Băi, cum arată? Eu am dat pe aici, pe Google. Dă ce vrei, numai nu pe Ghena ăsta îl dă. Ghena cine-a? Ori eu nu caut cum trebuie, dar chiar sunt curios să-l văd cine e acest om de succes. Articol 1. Se revocă din funcție directorul Centrului Național Anticorupție, Ruslan Flocea. A fost votat de 55 de deputați. Vă mulțumesc. Următorul proiect pe ordine de zi, moțiune simplă, asupra politicilor Ministerului Sănătății în domeniul sănătății, gestionarea ineficientă a crizei sanitare cauzate de pandemie de COVID-19. Doamna ministră, vă rugăm frumos la tribuna centrală. Eu am făcut cunoștință atent cu moțiunea dumneavoastră și vreau să vă spun că nu ați avut curajul măcar să mi-o declarați mie. Ați scris foarte frumos. Se înaintează ministerului pentru politicile sale. Eu vreau să vă spun că moțiunea are la fundament doar istorie de povești rupte din context și este înaintată atunci când, de fapt, Republica Moldova a ieșit deja aproape din acest val cu cea mai bună situație în regiune. Sunt în proces de achiziție o listă mare de echipamente moderne care în curând vor ajunge să modernizeze anume spitalele raionale din regiuni. Suntem în proces de pregătire a semnării acordului de finanțare pentru construcția celor două spitale regionale, Bălți și Cahul. Am majorat de la 1 noiembrie, într-un timp atât de scurt, salariile personalului auxiliar din spitale cu 57%. A fost recunoscut și echivalat de către Comisia Europeană câteva zile în urmă certificatul nostru digital COVID în rând cu cele emise de autorități din țările UE. Doamna Sibova. Cetățenii noștri nu au avut posibilitate să vaccineze cu vaccinul Sputnik V. Câteva timp în urmă, vreo jumătate de oră, a apărut în spațiu public așa o informație că se așteaptă undeva 100.000 de doze complete de vaccin Sputnik V. A intrat în procedură de licitație și discuții deschise, negocieri deschise cu producătorii vaccinului Sputnik. Următoarea întrebare, domnul Novac. Eu mi-amintesc cum dumneavoastră pe rețelele de socializare, când aveți foarte mult timp, făceați isterie când erau vreo 4 decese pe zi, faceți o gălăgie de Doamne ferește. Dar când avem 70, ne spuneți că e tot normal și tot sub control. Aș vrea de fiecare dată când o să vin aici să vă rog să nu manipulați cu informațiile din sistemul de sănătate. Dar dacă ați vrea să faceți un lucru bun și sunteți tot așa de modestă, eu cred că ați putea face din Zimbrii Ceahlăului un centru de reabilitare post-COVID care cetățenii v-ar aprecia, așa modest cum sunteți. Domnule Novac, într-o emisiune dumneavoastră v-ați permis să întreceți oricare nivel de bun simț și să-mi spuneți mie, fiind de vârsta copiilor mei, că eu ar trebui adusă și trasă pe jos de urechi. Deci eu de la așa un tip nu mă aștept absolut la nimic cult.
Doamna Lozovan, în continuare, vă rog. V-am spus eu asta. Mincinoasă! Госпожа министр, в одной из программ на радио вы сказали, что не видите никакой проблемы, что связано с чипированием. Вы можете нам объяснить, что вы знаете о чипировании, чего не знаем мы и не знает вся страна? Стимас колледж! Стимас колледж! Eu vreau să vă spun că sunteți meșteri la scos din context, fiindcă fiecare care a auzit tot interviul a știut la ce mă refer. Îl invit la tribuna centrală pe domnul Băluțel. Când presa era plină cu articolele voastre, despre articole cum prietenii voștri vindeau și făceau achiziții în timp de pandemie, în timp ce medicii îmbrăcau câte 5 perechi de mânuși pentru că se rupeau și nu aveau echipamente. Dumneavoastră ați vorbit despre aroganță. Să vă spun ce este arogant. Să vă spun ce este arogant. Este arogant să vină parteneri străini, să vrea să ofere ajutor și voi să-i întâlniți sub pod și să vă fie rușine să primiți ajutor. Zinaida Petrovna, dragi colegi, poate îl calmați cumva. Rog, inițiem procedura de vot. Voi nici acum n-ați înțeles că votați moțiunea voastră. Băi, ce bravo sunt. Voi ați înaintat moțiunea. Votați-vă moțiunea. Domnule, voi nici nu v-ați votat moțiunea proprie, bre. Haideți, bre. Nu vă îmbătați cu apă rece. Raportul era pentru respingerea moțiunii. Înseamnă că dacă 56 de oameni au votat pentru acest raport, înseamnă că moțiunea este aprobată. Moțiunea opoziției, o moțiune rușinoasă, a picat. Thank you.